M-am decis să fac un scurt video în care să prezint Duba, care ajung la toate cursele anul acesta în țară, un Fiat Ducato, an de fabricație 2008, momentan cu 183.000 de kilometri la bord. Mașina a fost achiziționată de nouă din România, eu sunt al doilea proprietar. Însă, momentan, foarte mulțumit de ea, nu am avut probleme majore. Mașina este Multijet 100, înseamnă că e cea mai mică de înălțime și este cea mai scurtă ca și lungime, dar pentru mine este suficient de spațioasă și nu aș prefera momentan un motorhome sau ceva foarte mare, pentru că nu este atât de accesibil și atât de ușor de mers cu ea pe toate zonele. Și bineînțeles, să o folosești în toate condițiile, în care câteodată mai o folosești și la transport. Mașina este echipată cu un motor de 2,2 care produce 105 cai. Momentan are în dotare puțin mai mulți cai pentru că am modificat softul. Mașina arată momentan impecabil. Îmi place să o păstrez în așa fel în care îmi păstrez și motocicleta, întreținută cu toate lucrurile la zi. Duba a fost achiziționată de mine la 173.000 de kilometri. Ca și upgrade-uri, să spun așa, am achiziționat un set de vară și un set de iarnă de anvelope Beefy Goodrich, bineînțeles, C-uri. Am înlocuit ghidajul la rulmentul de presiune împreună cu kitul de ambreiaj. Am schimbat telescoapele față, flanșele telescoapelor. Continuând lista upgrade-urilor, pentru început, bineînțeles, am luat un sistem de navigație cu Android, care mi-a fost extrem de util o perioadă lungă de timp și acum încă este. Cu touchscreen funcționează impecabil. Nu agață, am Aygo, am Waze-ul, am internet în mașină prin hotspot. E foarte util. Este dedicat pentru acest model de mașină. Ca dotări, mașina are și aer condiționat, acesta a fost un must-have în momentul în care am achiziționat-o, iar cele trei locuri din față îmi sunt suficiente pentru mine și familia mea, în ideea în care suntem trei. Nu aș prefera să am, cum vă spuneam, o mașină mai mare, deoarece nu ai acces la fel de ușor în toate zonele care ți le dorești. Cum bine se vede, avem 183.000 de kilometri. Continuând lista upgrade-urilor, o oglindă cu Android, să văd dacă focalizează destul de bine, da, care înregistrează traficul, are cameră de mers în față și în spate, care monitorizează permanent ce se întâmplă, iar evident în marșalier, se cuplează automat și mă ajută foarte mult la datul cu spatele, deoarece nu am geamuri deloc laterale sau în spate. În partea stângă, pentru că nu aveam termometru, am montat unul, temperatură interioară și exterioară, geamuri electrice. Bineînțeles, am și veșnicul suport cu magnet care îl folosesc la telefon, mi se pare cel mai util și mai folositor suport de telefon care momentan este disponibil. Mi-a plăcut și am apreciat faptul că interiorul este foarte, foarte îngrijit și, cum se vede, portocaliu. În partea dreaptă sus am controllerul pentru stirocol, un sistem care l-am instalat în iarna aceasta. Este varianta ieftină, să știți, o variantă din China, achiziționată de pe eBay,
care și-a făcut genial treaba. Cum bine se vede, o avem aici. Este de dimensiunea unui Webasto, putere 4 kW. Sunt foarte încântat de el. Toată iarna mi-a ținut căldură, atât în spate când m-am schimbat. Sub banchetă, bineînțeles, avem ceva mânuși, echipamente, butoane, ulei pentru amestec, trusa de scule, o perie pentru spăla motocicleta. Un lucru iarăși care l-am apreciat la această dubă este spațiile foarte mari de depozitare. În ușă, cum bine vedem, avem, intră 3 sticle de 2 litri foarte, foarte ușor, fără să fie sarcină. Aici sus, în partea asta, avem iarăși spațiu de depozitare. Pe urmă avem torpedoul, avem un alt torpedou foarte mare, unde îmi țin, bineînțeles, actele și ce mai am nevoie să curăț prin dubă. Aici, în partea de sus, de obicei îmi țin la încărcat bateriile de la GoPro pe timpul cursei. Evident, șervețele, niște sticăre, astea, când ne venim la cursă, aveți nevoie, vi le dau cu drag. Iarăși un spațiu de depozitare, unde am și USB-urile de la navigație. Și în partea de jos, iarăși spațiu de depozitare. Aici am montat o stație mise recepție, 20W, reglabil. O folosesc destul de util când mă plictisesc în timpul mersului și mai vorbesc cu cine e în trafic. Să vă arăt puțin setup-ul meu în timpul curselor, cum îmi pregătesc dubă și ce îmi pun și ce iau la mine. Că bineînțeles nu are rost să ducem toate lucrurile grămadă. Pentru început, în interior, când l-am cumpărat-o, bineînțeles, era stoc. Nu era nimic pregătit înăuntru. În partea de jos, la podea, au venit 3 rânduri de teroson după ce a fost foarte bine curățată duba. Se vede foarte bine aici terosonul. Este un cauciuc, pentru cei care nu știu, care se suflă. Lateralele, adică pereții dubei, sunt izolați cu vată și spumă. Partea de jos este o ca bază, este o placă de Tego destul de mare, dedicată pentru asta, pe care am construit și marginile acestea de pe roți. Preferam să am un suport sau să pun un suport în spray-uri și așa mai departe, dar nu am mai făcut-o. Ceea ce a dovedit un lucru ok, nu mă deranjează că nu am suficient spațiu, pentru că sunt doar singur și îmi ajunge cât este. Tego a fost prins de podea cu silicon pe fiecare parte și spumă să-i pot da o înclinație a dubei înspre ieșire. Ce am urmărit ca un lucru foarte important, aceasta fiind a doua dubă care o dețin pentru enduro, a fost să pot spăla cu jetul în interior. Lucrul acesta e realizabil fără niciun fel de problemă și fără să mai am grija că apa ajunge unde nu trebuie, ceea ce poate degenera în timp rugină. Este 100% etanșă până la nivelul acesta, excepție ușa, care, bineînțeles, n-am putut să fac destul de etanșă. În partea de sus, cum v-am spus, iluminatul, panouri l-am păstrat. Aveam ideea, mă gândeam într-o vreme să dau jos panoul, să am acces în spate, dar am ajuns la concluzia că mirosul de benzină, mizeria, praful și așa mai departe, poate ajunge în partea din față și nu îmi place lucrul acesta. Evident, aici încă păstrez toate stickerele cu staff de la cursele de anul trecut, 2019, la care m-am simțit extraordinar. Panourile interioare la dubă sunt realizate de către mine, îmbrăcate frumos în mochetă. Am avut grijă la detalii și am preferat să îmi iau suficient de mult timp în ideea în care doream să iasă ce vreau. Cum bine se vede, lumina este foarte bună înăuntru. Îmi este suficient să mă pot schimba la căldură. Sirocolul
pe gaura aceasta de ventilație bagă foarte, foarte bine și rapid, ceea ce e un lucru pozitiv. Prefer dimensiunea aceasta mică a dubei, cea mai mică și cea mai joasă de înălțime, deoarece îmi este foarte utilă când ajung în anumite orașe, când mă duc oriunde, nu am restricții de înălțime, din fericire. Este de 2 metri înălțime, parcă duba, dacă am măsurat-o bine, și restricțiile sunt la 2,3. Îmi place mai mult decât ceva foarte mare și, evident, consumul este extrem de avantajos. Făceam cursă de Cluj-Henio în echiparea care momentan o am acum în dubă, undeva la 5,5-5,6 și depășeam 120 de km pe oră, să știți. Deci nu mergeam cu 80-90. Partea dreaptă, canistra cu benzină, în partea stângă am prins foarte bine o pompă cu niște suporți foarte, foarte solid stă aici. Suporții am găsit, cred că, la Lidl, iar pompa este de la Decathlon. Evident, o rampă fondabilă. Această rampă e foarte utilă, la jumătate prețul față de cât îți rampele în România, în shop-uri. Vă pot ajuta să achiziționați undeva la 200 de lei, 220, cred. Ca și setup, când plec la cursă, cam așa arată duba. Motocicleta în partea stângă, nu stă sprijinită pe acest steag cu Red Bull, este bine fixată. Bineînțeles, în cazul în care nu avem acces la apă sau spălat motocicletele, acesta este aparatul Wasper 3000HC. Mulți deja știți sau îl dețineți, împreună cu un butoi de 40-50 de litri. Îmi ajunge să spăl motocicleta de 2 ori foarte bine. Trecând mai departe, partea de sus este iluminată complet. Am ales aceste LED-uri de 4W bucata. Nu știu câte am pus multe în orice caz. Noaptea, dacă le aprind, practic este zi înăuntru. Și inclusiv în afara dubei, la 2 metri, cel puțin se vede perfect lumină. Sunt foarte utile în orice condiție în care e necesar să dorm înăuntru în dubă, ceea ce nu am făcut-o până acum, dar probabil că o voi face la Panorama. Sirocol am. Un singur lucru doresc să mai pun pe dubă. Aici, în partea de sus, un ventilator dedicat motorhome-urilor pentru o ventilație mai bună. Ca și componente absolut necesare pentru cursă, pe lângă, evident, motocicleta, rampa USD-ș pentru toți care au nevoie, știți bine că sunt foarte eficiente și bune. O cutie cu echipamente, aceste echipamente sunt noi, sunt pentru vânzare, pentru cei care au nevoie de o vestă puțin mai călduroasă, ideală dimineața, chiar și vara, înainte de cursă. Tricouri pe stoc, căni și așa mai departe. Mai avem calendare, ca și scule ce iau cu mine, este bineînțeles trusa de la KTM. Nu cred că am nevoie momentan de mai mult, în ideea în care regulat îmi verific șuruburile și îmi verific motocicleta. O soluție de spălat, spray pentru filtru de aer de la Nils. Îmi place foarte mult cum se omogenizează împreună cu buretele din filtru. Shooter, unul sau două de la Leaky Moly, fac o diferență în turații joase și mai ales carburația simte mai mult decât simțim noi cu TPI-urile. Un spray de frână, de curățat frâne, îi un degresant foarte bun de la TRV. Bineînțeles, veșnica pulpă de ananas, care în ultima vreme am început să nu mai folosesc. O pompă care pentru tublis, undeva la 8 bari, de la Decathlon, achiziționată foarte utilă, și multispray-ul, un spray universal, similar cu VD40 și mult mai eficient și profesional, creează un strat hidrofob peste cizme și mă ajută în general dimineața, nu mă ud foarte repede la cizme. Acesta a fost turul Dubai Transilvania Enduro, cu care eu merg la curse și, bineînțeles, dacă este nevoie, pot să și dorm înăuntru în ea fără probleme.
Vă invit și pe voi să-mi puneți în comentarii ce aș mai putea pune pe dubă, ce mi-ar fi de folos la curse și nu am. Și bineînțeles, să-mi arătați voi cu ce mergeți la curse.